Da, uitați-vă aici. Cât e de aici și a distrus? Că ea 80% e distrus. Nu se poate așa. Din o ramură a ei avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 de păstăi distruse și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, deci 30 distruse și 6 pe asta. Care mai au semințe, doar 6 din 30. Din 30 distruse, 6 au rămas pe o ramură. Și mie îmi spune compania de asigurări că nu e distrusă și că nu i-am dat cu lipici când a fost. Păi cine a știut că vine furtuna? Și nu știu câți oameni, cât de eficient este la un vânt de ăsta puternic. Spune că de ce n-a culcat-o? Păi vedește densitatea are și ce aici așa era rapiță de 4 tone la hectar. Și a rămas cam cât pierderea aici? La o să vadă cât hectar, rămâne. Ca să vadă cât rămâne, ia uite. Nu se poate. Și o să mergem să vedem toate. Nu putem să intrăm până acolo, că o scuturăm de toată și pe toată și am contracte de livrare și nu se poate așa ceva. În mod normal, câtă rapiță trebuia să scoateți dumneavoastră din cât dați? Aici trebuia să am cel puțin un 4 tone la hectar, cum spune. La densitatea și la mărimea ei. Per total, la câtă suprafață ați spus? Deci noi am apucat să recoltăm în jur de 130 de hectare. Deci am avut o medie pe 130 de hectare de 3800. Restul, 200 de hectare. Ne-a venit vijelia și a fost un vânt puternic care a mișcat-o și a spart păstăile. 200 de hectare ori 3 tone? Ori 4 tone, putem spune că sunt aproape 800 de tone care sunt pierduți. Și eu mai pot să mai recoltez aproape 200 de tone. Deci pierdere de 600 de tone de rapid. Noaptea, pe timp de noapte, după o ploaie. Și a suprat rapița, apropo, de 34%. Deci recolta a fost frumoasă, din cauza calmităților s-a făcut. Practic, din cauza vigeliei s-a pierdut producția care trebuie să fie. Cum să fie? E un an care n-au fost precipitații la timp. Nu o să fie mari producția acest an. Mai ales cu seceta asta, la ploaia care a venit acum în ultimul timp, la grâu, de exemplu, nu l-a mai ajutat mai mult cu nimic. Acum deja e la supracoacere, a început să se scuture, astăzi o să bag combinele la grâu și săracii agricultori, că am văzut prin zonă, pe la Cujmir, pe la Gârla Mare, cu vijuliile ăștia ziua, au pierdut mai mult de jumate de producție de rapiță. Le-a luat vijuliile și ploile și le-au distrus, sunt săraci terminați prin zonă pe aici. Ce s-a întâmplat, practic, păi cu rapița? Au fost câteva zile vijulii, cu ploaie, cu vânt foarte puternic și a scuturat rapița din teac, a scuturat, nu mai este... Mai mult de jumătate am observat, nu știu, am fost pe câmp, pe la culturile mele, la vecinii mei care au rapiță și am observat că majoritatea e scuturată. Ce v-au spus? Au cultivat înainte de vijelie, cât și cât după aceea? Păi am stat de vorbă, de exemplu, cu un agricultor din zonă, dânsul spera o producție de aproape 3 tone și nu știu dacă ia o tonă, de media o tonă. După ce am văzut eu, experiența pe care o am în câmp. Pierdere mare. Pierdere mare, peste 50%.